Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Așa cum am promis astăzi, chiar dacă e sfârșit de săptămână și în mod normal ar fi fost o emisiune despre muzică, despre festivaluri, nu știu, că așa vinerea începem weekend-ul, cred eu, marea majoritate dintre noi, începem cu gândul, wow, e vineri! O să fie weekend și putem să facem lucrurile mai simple în weekend, mai aproape de ceea ce ne dorim, mai citim, mai cântăm, mai o luăm așa pe sate, pe la festivale, mai vedem lumea, să spunem așa, cu alți ochi. Ne așteptăm la un weekend incendiar la propriu, pentru că se anunță cod roșu de caniculă. Mai vedem, știți, și oamenii sunt ca vremea și vremea e ca oamenii. Așa, pe înțelesul tuturor, nu? Pentru că noi ne schimbăm de la un minut la altul sau de la o secundă la alta, dar îmite vremea. Poate ne dă și o ploiță, Dumnezeu să o dea curată, să nu fie cu piatră și să nu stricăm în jurul nostru. Dar indiferent ce vom face în weekend, cu siguranță vom face lucruri frumoase. Pentru că e vară, e cald, e frumos, ne distrăm. Și cel mai important, o parte dintre noi au intrat în vacanță. O parte, că o parte nu sunt în vacanță încă. Mai au de lucru, mai au de treabă, mai... Cert este că astăzi, așa cum am promis în emisiunea trecută, vom vorbi despre performanță, vom vorbi despre lucruri diferite, pentru că e clar că cei care fac performanță fac lucrurile diferite față de noi, cei de noi ăștia de zi cu zi, pentru că e clar că în spatele oricărui trofeu, așa cum am făcut postarea înainte de Supercupă, în spatele fiecărui trofeu e foarte multă muncă, dragii mei. Noi nu o să reușim să spunem niciodată în cuvinte, nu o să ne găsim cuvintele, să spunem lucruri, să spunem lucruri suficiente despre câtă muncă e în spatele fiecărei performanțe. Iar cei care fac performanță nu vor vorbi niciodată cu adevărat despre ce se întâmplă în spatele acelei performanțe, câtă muncă. Dar sunt prea modești, cei care ajung acolo sunt prea modești. Dar eu încerc de fiecare dată când am ocazia să rup câte o bucățică din secretul lor. O să știe de aici un pic, de aici un pic, de aici un pic. Și poate găsim cheia succesului împreună, dragii mei. Alături de mine în această dimineață două femei minunate, două femei care fac lucrurile diferit. Vreau să o las pe doamna profesor să se prezinte singură. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Luminița Hurgoiu, sunt profesor de pedagogie la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva și inspector școlar pentru învățământ primar la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Și sunt bucuroasă și fericită și mult prea, nu știu, n-am, cred că, un termen să definesc cât este de mare încântarea de a fi profesoara acestei minunate eleve care a obținut o performanță deosebită, performanță cu care, de altfel, de-a lungul timpului ne-a obișnuit. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele meu este Marta Șaisa. Și mă bucur să fiu singura posesoare unei note de 10 din județul Hunedoara. Am vrut să o vadă pe doamna profesoară cum se prezintă și să o văd cum se prezintă ea. Să știți că e foarte greu să vorbești despre tine. Eu am mai spus-o și o spun în fiecare zi.
E foarte, cea mai grea temă la facultate, am primit-o de la o doamnă profesoară pe care o iubesc și o salut, pe, o profesoară de psihologie de la Sibiu. Cel mai greu examen a fost când a trebuit să mă întâlnesc cu creierul meu și mi-a zis, scrii ce știi, a fost o pedeapsă la un examen. Și atunci mi-am dat seama că e foarte greu să te întâlnești cu tine și să îți dai, cred că ăla e examenul, de fapt, cine sunt de fapt, cât pot să vorbesc despre mine și cât pot să evaluez singură rezultatele, ce zici? Într-adevăr, așa este. Așa este. Este foarte greu să vorbesc despre mine. Mereu prefer să ascult și prefer să îmi fac o părere despre cei din jur, mai degrabă decât să stau în fața oglinzii și să vorbesc despre mine, să mă întreb pe mine ce părere am despre mine. O să vedem în această dimineață, dragii mei, pentru că am rugat-o să vină să ne povestească și să vedem unde e cheia succesului. Nu mergem mai departe, pentru că în povestea celor două minunate femei care sunt astăzi alături de mine, pentru că vreau să nu uităm că aseară, minunile de la Hunedoara, minunații noștri, Fece Corvin 1921, Howard 4-0. Am descoperit dacă Lupo a adus mingea la Hunedoara sau nu, o să vedem săptămâna viitoare. Bună dimineața, Rosi! Și bineînțeles, vreau să dau citire unui mesaj pe care primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, l-a pus aseară pe Facebook și scrie așa: dorință, dăruire, determinare, ingredientele care au făcut diferența. Mândru de voi, băieți, mândri de voi suntem și noi, mândri suntem de toți cei care fac lucrurile diferit și nu numai, pentru că noi iubim pe toată lumea până la urmă și chiar dacă nu reușim să facem scor de 4-0, important e să ajungem să jucăm acel meci și să ajungi să te scrii la BAC, că pentru mulți a fost o realizare că au ajuns până la BAC și pentru aia tinerii trebuie încurajați. Avem un material pregătit de Rosi, să vedem cele 4 goluri, să vedem ce au făcut băieții noștri. Haideți, băieți, că puteți! Se bate scurt această lovitură liberă. Neacșa, Neacșa acum cu această centrare. A lansat mai multe mici către carul advers. Vine un șut, gol! Sergiu Buș face 1-0 pentru Corvinul, minutul 9. Remarcam noi startul excelent de partid al băieților lui Florin Maxim. Iată un start încununat cu un gol. Și ce gol frumos! Minutul 9, 1-0 pentru Corvinul Hunedoara, deținătoarea Cupei României. Ceva mai devreme Manolache a avut o reluare spre poarta lui Sapano și nereușită. Iată ce înseamnă atacant, ce înseamnă jucător cu experiență. O lovitură de gol și încununarea unui început bun de partidă pentru formația noastră. Superb acest voleu cu pământul a lui Sergiu Buș. Iată bucuria de lui. Iată o minge pe care o respinge de la 11 metri Lică. Încă 4 minute, foarte bună devierea lui Buș pentru Părvulescu. Părvulescu încetinește, este terminat de un adversar, primește sprijin, centrare, gol! Lupu! 2-0 pentru Corvinul! Spuneam mai devreme că aștept mai multă inspirație de la doi jucători, Pârvulescu și Lupu. Ei bine, ei creează acest gol. Centrare perfectă a lui Pârvulescu. La Lică cu aliura sa de basketbolist, iată pe Roger. Acum câștigă duelul cu Ara și fără fault. Roger pleacă spre poarta adversă. Suntem 3 contra 1. Nu avem voie să arătăm. Roger își bate joc de această fază. Lupu! Gol! Corvinul! Gol, gol, gol! 3-0! Părea închisă faza în momentul pasei, dar până la urmă mingea ajunge la Lupu. Nu le vine să creadă nici fanilor hunedoreni. A avut un 5 contra 2 în prima repriză. Mingea aici vine de la adversar, de la nou intratul vece. Un pic de șansă, dar nu mai contează. Am avut contraatac în superioritate și după pauză. Până la urmă, iată că fructificăm o asemenea oportunitate.
Dar Lupu, ce înseamnă să urmărești? Să nu te relaxezi nicio fracțiune de secundă. Lovitori de colț sunt acolo aceiași jucători. Bradu și Neacșa a bătut. Ba Bradu cu piciorul drept, ba Neacșa cu piciorul stâng. Așa au fost executate loviturile de colț până acum. Se bate scurt. Bradu scoate o minge înapoi pentru Roger. Foarte bine. Ubic a fost, îmi cer scuze mai devreme, centrale care o aproape lică. Gol! Incredibil! 4-0 pentru Corvinul. Incredibil! Același Lupu. Hat-trick pentru șeptarul Corvinului. Depus în ramă pe DVD, pe ce vreți, pe stick, această întâlnire, această partidă dintre PAC și Corvinul Hunedoara, 4-0. A trebuit să fie o mare sărbătoare la Sibiu. Iată această minge care ajunge undeva la 12-13 metri la Lupu, care dă năprasnic cu stângul. Desfințată PAC și pe teren propriu, dezintegrată de o echipă care nu a ridicat piciorul de pe accelerație niciun moment. O atitudine, cum să zic, e o lecție ceea ce predă Corvinul. Spuneam și mai devreme, o lecție de fotbal. O lecție de fotbal nu doar pentru PAC, ci și pentru echipele din campionatul nostru. O echipă care a atacat în permanență, care a avut inițiativă în permanență, care și-a surprins adversarul cu determinare, cu absolut tot. O echipă de mare calitate, Corvinul Hunedoara. Da, o bucurie nemărginită pentru toată lumea, 4-0, se va juca returul la Sibiu. Săptămâna viitoare nu dezvăluim și ziua încă, vom avea aici la Dale Dimineții, vom vedea cine va veni dintre jucătorii de la Corvinu, alături de Florin Maxim, să vedem ce planuri au. Și uite, și acolo tot încercăm, tot îl chemăm pe antrenorul de la, pe Florin Maxim, pe care îl felicităm, și nu doar pe el, și pe Sorin Cimpoca și pe tot. Da, cheamă și alte echipe, dar nu merge. Să vedem care e cheia succesului, dragii mei, că poate găsim o rețetă de rosiare. Când vezi asemenea imagini, nu poți decât să te bucuri și să fii fericit, pentru că performanța întotdeauna face diferența. Bună dimineața, Sorin Tincu ne scrie deja, e primul care ne scrie mesaj. Îl salutăm și noi pe directorul de la Muzeul Castelului Corvinilor de la Hunedoara. Se întâmplă lucruri frumoase, din ce în ce mai frumoase în jurul nostru. Dar să revenim la această elevă minunată care a reușit să ia examenul maturității cu nota 10. Eu sunt tare curioasă să vedem dacă ea și aduce aminte cine a pus prima dată stilou în mână. Cu siguranță mi-aduc aminte de doamna învățătoare Stepan Daniela, de la colegiul nostru, pentru că eu am fost eleva acestei școli încă din clasa 1, deci timp de 12 ani, și până acum s-a văzut influența dânsei asupra parcursului meu, pentru că m-a învățat seriozitatea, m-a învățat să fiu consistentă, să fiu perseverentă și să nu mă las. Ai fost în de-a lungul anilor în competiție cu ceilalți elevi sau ai fost mereu în competiție cu tine? Mai puțin cu ceilalți elevi. Am încercat să mă focusez mai mult pe parcursul meu, pe drumul meu, și să îmi setez eu niște obiective pe care îmi propun să le ating și mereu să monitorizez cumva progresul, să nu las așa o zi să treacă fără să fac nimic. Totuși 12 ani într-un singur colegiu e o bucată din viață, mai ales că vorbim de anii în care începem să ne formăm după cei 7 ani de acasă, după ce primim de la părinții noștri primele reguli de comportament în societate, plecăm spre școală, așa am plecat cu toți, cu toții, și acolo întâlnim oameni diferiți, caractere diferite, nu știu, ce ai întâlnit tu? Care sunt primele tale amintiri frumoase sau mai puțin frumoase
din perioada aceea, când Bobocel fiind ai început să mergi, care e amintirea ta, cea mai dragă sufletului tău, să spunem? Din nefericire, ca Bobocel, nu prea am acumulat astfel de amintiri, deoarece am fost în perioada online-ului și a fost puțin mai greu. Probabil cele mai frumoase amintiri din perioada bobociei au fost acele ore la care eram puțin mai distinși și mai puteam face și altceva, doar scris și un fel de ascultări online pe cât se putea. Erau acele momente când glumeam cu colegii sau când răspundeau la o anumită materie și noi știam felul în care răspundeau ei, adică, de exemplu, își înghețau camera și citeau sau... Nu mai mergea camera brusc. Tot felul de trucuri, da. Brusc se bloca microfonul. Totuși se întâmpla brusc în pandemie. Da. Adevărul e că, deși stăteam cumva toți pe loc, nicio zi nu semăna cu cealaltă, adică a fost o perioadă foarte grea. Noi am povestit înainte de emisiune, au fost voci care au spus că vor fi o generație ratată, că nu o să mai avem viitor, că lumea s-a oprit în loc. Mai sunt și acum voci care spun asta. Copiii ăștia demonstrează că nu e adevărat și ne contrazic, să spunem așa. Dacă ați recuperat acele zile în care se blocau camerele, bine, la începuturilor nu aveam tehnologia necesară să putem face online de performanțe. Eu așa mi-aduc aminte că era destul de greuț să se țină legătura între elevi, profesori, liceu, ceea ce acum nu mai e o problemă, să spunem așa. Ați recuperat destul de repede. Da, am încercat. Da. Deci e atât de senină, dragii mei, de zici că nota de 10 e ca și când aș fi luat eu 5 de trecere. Bun, ok, a trecut perioada aceea de stat acasă, de blocat camere și așa mai departe. Da, 10 pe linie, Rosi e foarte mândru de tine, 10 pe linie la BAC, dragii mei, nu? Da, 10, da, până acolo la nota 10, că până la urmă asta e un mare lucru, nu contestă nimeni, dar oricum, de ce 10? Adică, de ce nu te-ai mulțumit cu mai puțin, de exemplu? Încă de când eram mică nu mi-a plăcut să iau calea ușoară în orice am făcut. Mereu mi-a plăcut să mă complic. Și poate și pentru că am fost foarte serioasă, nu mă așteptam la nota 10, cel puțin la limba și literatura română. Pentru că acolo știm toți care am trecut prin acest examen că este o corectare foarte subiectivă. Dar... am avut poate și puțin noroc, am avut niște zile bune care sper să continue până la momentul admiterii, inclusiv, și Doamne ajută în continuare. Ai picat pe subiect cumva? Da. Am avut și acest noroc pentru că citisem exact cu o seară înainte, moara cu noroc, pentru că simțeam ceva. Și la geografie am reușit să intuiesc puțin subiectele. A fost o săptămână bună. Dragii mei, eu vreau să cred că a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că nimic nu e întâmplător în viață. Eu deja am atâtea dovezi în ce mă privește că lucrurile se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și că noi avem deja un destin, vrem, nu vrem, așa cum spun, ne mai abatem de la mai ne dăm jos prin câte o gară, mai stăm liberul arbitru, spunem noi, dar la momentul potrivit ne urcăm înapoi în tren și ne împlinim destinul. Deci până la urmă i-a fost scris, vreau eu să cred. Mergem la părinții tăi imediat, dar vreau să mergem la doamna profesoară prima dată și acea întrebare pe care mereu o pun până nu se gata emisiunea. Ce înseamnă sau ce se întâmplă în sufletul unui profesor
învățător, când odată la 4 ani o ia de la capăt. Cum vă resetați? Oh, ce frumoasă întrebare! Cum te resetezi? Așa cum ați început discuția de la bun început, e foarte greu să vorbești despre momentele astea și să ți le interpretezi sau să le explici. În primul rând, ca învățător, am trăit această experiență când la finalul unei generații, la clasa a patra, preluând pe cei mici, aveai senzația aia de cădere, așa, ca și când ai căzut de undeva, pentru că lăsai o generație de copii formați cu care te puteai înțelege și care te înțelegeau poate și din priviri ce ai de făcut și porneai cu niște bobocei pe care trebuia să-i înveți de la cum să se așeze în rând și după ce ai făcut, după mari eforturi, copiii mei știu cum le povestesc eu, că atunci când iau pe cei mici și îi așezi într-un rând la educație fizică sau ca să-i obișnuiești cu o disciplină, când ai terminat de așezat în ordine, în următoarea secundă au plecat, s-au împrăștiat că e purașul, ei de la capăt, constați că l-ai pus, nu mai știe unde l-ai așezat. E extrem de frumos, dar în același timp, așa de frumos cum este momentul în care îi vezi mari, îi vezi pregătiți, știi ce ai depus acolo și ce ai pus în fiecare dintre ei, este spectaculos momentul de debut în clasa pregătitoare acum, în clasa întâi, cum era pe vremuri, în clasa pregătitoare acum, când ei mărunței, mititei și știi că tot ceea ce vor învăța mai departe va fi din ceea ce tu le dăruiești, din răbdarea ta, din puterea de a spune de zeci de ori. De aici începem, din această căsuță pornim, de pe al patrulea pătrățel și tu ai terminat de zis al patrulea pătrățel și șapte voști te întreabă în continuare, de la al câtelea? De unde, doamna? De unde? Mi-a arătat și mie. Te trag de mână. Este minunat momentul acesta, dar ține de foarte multă dăruire, de o putere pe care o ai ca dascăl extraordinară de a înțelege că de fapt ei sunt așa, ei sunt mici, nu au venit cu lucrurile acestea învățate și tu trebuie să îi înveți tu, să ai răbdarea asta, să-i faci din ei școlărei, din niște mugâldețe minunate, cu niște ochișori dintre aia minunați care se uită după tine foarte iscuditor și care nu înțeleg de ce ține apărat să stea pe scaun și de ce ține apărat să scrie. Ei s-ar juca, ar face altceva. Iar am avut elevi pe copilul meu și când era textul meu preferat să spun, acum ne jucăm, dar eu de fapt încercam să învăț ceva cu ei și ne jucam aruncând o minge unul de la altul și făcând calcule sau ne jucam aruncând o minge sau ne jucam cu litere, ziceam ne jucăm cu litere și acum noi o să ne jucăm cu litere și el de acolo în râs ne făcea, ce joc este la doamna? Noi vrem să ne jucăm cu mingea în curte. Deci aici este frumusețea meseriei pe care o facem noi, să aduni copiii aceștia pe care tu îi vezi acolo și să-i faci din ei școlărei care peste 18 ani vin cu 10. Da? Aici a fost un copil care a început acolo, la nivelul acela la care s-ar fi jucat, ar fi făcut mai multe decât să stea pe scaun și să învețe, dar personalitatea unui dascăl și a dascălilor care au urmat de-a lungul vieții în viața ei, au făcut-o să persevereze, să se responsabilizeze, să devină foarte consecventă, constantă și a zis înainte că a fost o săptămână bună. Eu pot să vă garantez că orice subiect îi cădea Aisei era tot de 10. Pentru că eu o cunosc, știu cât este de profundă în ceea ce face și de temeinică în ceea ce face. Și pentru că am început, eu cel puțin am cunoscut-o pe Aisei atunci când a intrat în liceu, în clasa noua, în anul acela greu 2020 în care am început în pandemie, plăcerea mea de a-mi cunoaște elevii ca profesor de pedagogie, apoi în liceul pedagogic a fost, așa făceam și cu ei când erau mici, învățam dinainte de a începe școala ca să știu pe toți să-i spun pe nume din prima zi. Așfel mă străduiesc de fiecare dată când iau clase de a noua să-i învăț foarte repede, pentru că purtam măști, pentru că în primele luni am venit jumate de clasă, jumate de clasă, de la două, din două în două săptămâni, văzându-le numai ochii, nu reușeam să-i rățim, mă simțeam atât de descoperită și de frustrată pentru faptul că nu reușesc să-i învăț și nu reușesc să-i cunosc ca personalitate. Dar la fel de bine, să știți, perioada respectivă de pandemie a avut marile ei, a adus marile ei aturi în viața noastră prin faptul că ne-a învățat să lucrăm digital, ne-a învățat să învățăm la rândul nostru. În vara respectivă știu că am făcut un post universitar special ca să învăț aplicații și bucuria mea de a lucra cu ei era faptul că îi învățam lucruri și ei nu doar că le preluau
și că așteptau sau lucrau ceea ce, ci explorau subiectul sau îl exploatau. Îți amintești, da, cum făceam verificările la pedagogie special, da, să nu se blocheze camere și mi-am amintit, Aiza, și m-am și uitat ieri știind că venim astăzi împreună, m-am uitat pe platformă și mi-am amintit cât de frumoase ordorul ai făcut și cum nici nu știam că există variantele pe care tu le-ai propus într-o... Da, deci minunea aceasta pe care noi am vrând nevrând am trecut-o a pandemiei, ne-a făcut să ne perfecționăm în anumite domenii, să fim mai poate mai studioși, poate mai perseverenți, cei care au vrut, bineînțeles că nu putem să generalizăm și nu toți au făcut la fel, dar cei care au vrut, fără discuție s-au străduit să valorifice și perioada aceea a online-ului, să ne perfecționăm într-un domeniu despre care nu știam foarte multe, cu toate că noi cu toții am fost cursați să folosim calculatoare, să lucrăm cu ele, dar nu neapărat știam aplicații. Perioada respectivă ne-a făcut să intrăm așa într-o perioadă a curiozității, a dorinței de a face altfel, pentru că noi trebuia să facem niște lecții cu niște copii pe care să-i capacităm, să ne asculte, să nu blocheze camere, da, cum zic, și chiar am avut bucuria să nu îi văd blocându-și camerele și să porc cu ei niște discuții. Atunci, în clasa nouă, le spuneam că, da, știi, a tot asta am proiectat pe ei. Având în vedere că puteam foarte mult să discut cu ei și să-i ascult pe fiecare în parte și am făcut și un lucru pe care mi l-am dorit multă vreme, am asistat împreună cu ei la lecții online, rugam colegi învățătoare să facă o lecție și noi asistam cu toții din online. Când se termina lecția, puteam să vorbim și să analizăm lecția respectivă cu toții, ceea ce a fost un foarte mare beneficiu pentru formarea lor profesională. Și iar ei aveau niște păreri atât de pertinente, atât de profunde, făceau niște analize atât de frumoase asupra vieții lor ca elev și asupra ceea ce ți s-a întâmplat, încât am tot spus, pe voi mă bazez ca peste 10 ani când veți deveni profesioniști în acest domeniu, clar, în jur de vârste de 24-25 de ani, ei vor fi experții. Corect. Unii în educație, unii poate pe ce se îndreaptă. Ei sunt viitorul. Dar ei clar sunt viitorul și să știți că au o profunzime și o putere de muncă și un spirit atât de ascuțit, o gândire critică bine dezvoltată, încât clar nu se vor lăsa ușor nici manipulați și vor ști exact unde să se îndrepte în viitorul lor, așa cum știu foarte bine ce au de făcut mai departe. Da, e, noi cei de zi cu zi mereu avem păreri, țara nu mai are viitor, vine foamea, o să fie foarte greu, nu mai avem aia, nu mai avem aia, eu mereu spun, românii mereu s-au descurcat, fraților, că niciodată n-a fost foarte bine în România, dar eu știu un lucru, întotdeauna țara asta a dat valori Europei, lumii, ne putem mândri, putem căuta. Și pot să mă contrazic cu oricare dintre cei care au o părere că țara asta nu mai are viitor. Copiii ăștia, vreau eu să cred, nu doar Aisa, că a luat nota 10 și să nu uit cumva să vă spun, să știți că și dintre 8-a intra 9, a intrat tot cu 10. Exact. Și are doamna profesoară dreptate. N-a fost șefă de promoție, a terminat liceul cu 9 și cât? 99. A avut o notă de 9. Adică venim cu exemple, așa cum am spus, dragii mei, da, orice îi pica la bac, probabil tot 10 lua. Dar la fel de mult vreau să-i felicit și să le spun că iubesc și pe cei care au reușit să treagă pragul cu nota minimă și sunt absolvenți și au o diplomă, că nu se știe niciodată. Și pe cei care nu au reușit, eu tot la fel de mult îi iubesc și faptul că au ajuns în clasa 12 e o mare realizare, unul la mână, pentru că generația lor într-adevăr a pornit cumva mai greu un pic, generațiile, că pandemia asta ne-a dat de furcă nouă oamenilor mari, dar aminte unor tineri ca ei, care nu înțelegeau ce se întâmplă și nici noi ăștia mari, așa cu CNP-ul ăsta mai dospit în buletin, n-am fost în stare să le explicăm ce se întâmplă, pentru că noi eram speriați, dar aminte să putem să calmăm niște copii. Ne spune așa, Liliana Walter ne spune să ai o zi minunată. Mulțumesc, Lili. Tanti Maria Hinț e bunica colegei noastre, Bianca, tot o tânără minunată. Și fostă mămică de-a mea.
Și a fost? A fost, da. Băiatul e Edi Hintz, tatăl. A, îl salutăm pe Edi. Da, a fost elevul meu. Doamne, ajută, uite cum mărim familia. Da. Spune așa, bună dimineața. Sunt eu. Stima, nu există. Nu vorbim despre CNP-ul dospit. Vorbim despre tinerețea sufletului. Și uite, tanti Maria are un suflet tânăr și spune bună dimineața, stimă și respect pentru doamna profesoară, căruia îi doresc sănătate și putere de muncă cu copiii. Domnișoare, îi doresc succes. Și noi o salutăm. Și bineînțeles, o iubim, o salutăm și o așteptăm alături de noi un alt om minunat care șlefuiește caractere. Oltean Ramona, o știm deja, aici e la pas cu pas, îmi place mie să spun, un om deosebit. Ce misiune valoroasă, respect pentru omul care formează oameni, doamna Hurgoiu, luminița Dana Hurgoiu, felicitări tinerei domnișoare, drum senin prin viață. O vedem pe doamna Cristina Cornea, că se uită la emisiune în online, o așteptăm alături de noi curând, aici o să avem mai mult de povestit, tot o performanță, nu dau din casă, am promis, până nu stabilim emisiunea. Florin Dorin Popa ne spune bună dimineața și bineînțeles prietenii noștri de la Hunedoara, Adrian Mureșan este online, ne spune bună dimineața și o zi frumoasă de la ansamblu Hațegana, avem acolo valori. În curând să stabilim cum facem, să vedem ce premii ați adus din Turcia. Stau cu minte, zice Rosi. Mergem la partea cea mai delicată din viața noastră, părinții, pentru că rămâne una dintre cele mai frumoase, dar și mai delicate povești de viață. Peste ani de zile, când te vei uita în online, emisiunea rămâne și pe Facebook și pe YouTube, vor rămâne vorbele pe care tu astăzi le spui la frumoasa vârstă de 18 și un pic, presupun, da. Nu? Așa. Hai, e enervant de tânără. În câteva cuvinte, nu puține, tu ți alegi numărul, nu suntem la bacalaureat. Cum ți-ai descrie părinții? Ei sunt cei mai mari susținători ai mei și o motivație, pentru că mereu m-au încurajat să îmi depășesc condiția și să nu mă limitez la un orizont local, să caut mereu ce e mai mare, cea mai bună performanță. Și ei mereu trăiesc alături de mine, orice reușită, orice eșec, pentru că mai există și eșecuri. Ai avut eșecuri? Am avut eșecuri. Da. Și ei le trăiesc pe toate alături de mine și încearcă să mă mobilizeze și să-mi spună că orice ar fi, mereu va fi bine și pentru că toate sunt menite să ne învețe câte ceva. De aia tind să îi consider, cred că, cele mai înțelepte persoane din viața mea, chiar dacă am întâlnit atâtea persoane extraordinare care mi-au modelat caracterul, profesori, oameni învățați, dar pentru mine ei sunt eroi, cum ar veni. Da, mama și tata e, ați auzit-o, eroii noștri. Foarte frumos spus. Nu știu, câtă nevoie are un copil de părinți, de susținerea părinților noastră ca și profesor? Doamne, Dumnezeule, toată nevoia. Părinții sunt cei care dau siguranța asta a vieții și îți dau liniște, în primul rând, pentru tine, copil. Un părinte responsabil este viața ta. La începuturi, fără părinți, bineînțeles, nu putem deveni ușor-ușor ceea ce suntem. Pe măsură ce crește și avem senzația că noi deja ne dirijăm viața singuri și că ei, părinții, nu ne sunt neapărat, poate, sprijinul de care avem nevoie, dar constatăm, de altfel, pornind în viață, că, de fapt, da, tot în ei avem sprijinul, fiindcă sunt, în primul rând, cei care ne iubesc necondiționat,
Asta este primul lucru pe care îl fac părinții. Părinții sunt cei care te iubesc necondiționat, indiferent dacă ai avut succes sau eșec, un părinte este alături de tine, indiferent dacă ai făcut cel mai mare bine sau dacă ai făcut o greșeală foarte mare pentru care poate oricine nu te iartă, părintele te iartă, și atunci asigur că părintele trebuie să fie și este pentru fiecare dintre noi cel mai important, poate, lucru și reperul din viața noastră. Indiferent unde viața ne duce, reperul vor fi părinții, orașul din care am venit, acolo este reperul, acolo ne întoarcem. Locul acela, liniștea asta a noastră, pacea, chiar am găsit pe cineva spunând foarte frumos că trebuie să-ți găsești pacea. Pacea ți-o găsești acolo la familie, la părinți. Acolo la ei te poți duce și ei, indiferent ce ai făcut, dacă le spui, ei te vor ierta, dacă au nevoie te susțin, te împing, te ajută, te sprijină, sunt alături de tine. Lucrul acesta nu se întâmplă cu ceilalți. Poți să ai prieteni foarte buni, poți să ai, eu știu, oricâte rude. Singurii care te iartă și te iubesc necondiționat sunt părinții. Ei vor fi acolo de câte ori ai nevoie. Ei vor fi și dacă nu ești toată ziua în contact cu ei și dacă ești departe de ei, nu știu unde te duce viața, în ce colț de lume. Vei ști că dacă ai nevoie și pui mâna pe telefon sau de apari din senin în poarta lor sau în ușa lor, ei vor deschide ușa și te vor primi. Are nevoie un învățător. O să ajungem și la cuvântul pedagogie, mi se pare unul dintre cele mai frumoase cuvinte pe la căreia nu-i dăm prea multă importanță și totuși... Din păcate. Din păcate, da. Pedagogia ar trebui să fie cât mai prezentă în viața noastră a tuturor, nu doar cei care sunt cadre profesorale, dar trebuie să facem o diferență. Eu aș propune, în primul rând, poate greșesc, un curs de pedagogie pentru părinți, înainte ca să-și ducă copiii la școală. Adică cu un an, în loc să facem clasa 0, eu aș înscrie părinții. Știți, prima dată merg părinții la un curs și pe urmă îți dai copilul la școală. Eu așa aș face. Să știți că noua lege propune o astfel de curs, da, de educarea părinților. Un curs pentru educarea părinților, ceea ce este binevenit. Aștept cu nerăbdare să se și pună în practică să se aplice această variantă. Ca dascăl, lucrând cu copiii fără relația cu părinții, ai școpătezi, adică nu ești complet. Exact. Munca aceasta de a educa un copil, ea este o muncă de comună, un parteneriat. Este cuvântul ăsta parteneriat care e folosit așa, parcă fără conținut prea mult, el are un conținut chiar foarte bine așezat. Parteneriatul ăsta înseamnă că ceea ce eu lucrez la școală, ca părinte acasă, sprijină-mă, respectiv, măcar urmărește ce am făcut, roagă-l pe copil să-ți povestească încă o dată ce a făcut la școală, ca să poată consolida cu prilejul acesta. Repetând ce a făcut la școală, el a consolidat automat ceea ce a lucrat. Sprijină munca învățătorului sau a profesorului prin faptul că îl respecti pe profesor. Vorbește despre profesor frumos acasă, bazează-te pe ceea ce profesorul a spus copilului și încurajează, da? Dacă eu îi spun unui copil, ești bun, ești valoros, tu poți mai departe, nu contrazice ceea ce spun eu. Nu merge copilul acasă și zice, astea cum, chiar tu crezi că ești tu capabil să faci lucrul ăsta? Adică primește copilul mesaje diferite dacă eu cu părintele nu suntem pe același mână. Noi, eu le spun părinților permanent și ca director al liceului m-am întâlnit cu părinții foarte des, am făcut întâlnirile astea frecvent, special să îi obișnuiesc pe părinți cu această responsabilitate și cu nevoia noastră de profesor de a avea părinții umăr la umăr. Noi nu suntem două părți oponente care să ne certăm pe subiectul copii, ci trebuie să fim doi oameni care lucrăm împreună pentru copil. Le-am spus și copiilor mei, elevii liceului pedagogic, le spun atunci când vă veți duce ca dascăl în școală, lucrul acesta trebuie să-l spuneți copiilor, părinților pe care îi aveți. Eu sunt aici pentru copilul vostru. Pentru mine, cel mai important lucru în viața mea profesională este copilul vostru. De aceea întâlnirile pe care le facem cu părinții și îmi plăcea să le spun părinților mei și părinții mei pot să spună, de aceea vedeți și scriu. Le spuneam, eu vă invit la ședințele cu părinții ca să vorbim despre copiii dumneavoastră. Eu nu am alt subiect mai important. De aceea vă rog, nu mă întrebați la telefon, aveți ceva important astăzi la ședință. Eu mai important decât să vă spun ce am făcut cu copiii dumneavoastră și ce voi face mai departe, nu am. Dacă dumneavoastră aveți altceva mai important decât copilul dumneavoastră, alegeți acea variantă. Și pentru asta părinții au înțeles și am avut o colaborare și o relație cu părinții extraordinară, tot din acest motiv, pentru faptul că m-am dăruit copiilor pe care i-am avut în clasă. Mi-am dorit din tot sufletul să-i văd într-adevăr formați.
frumos. Lucrul acesta încerc să-l transmit și copiilor pe care i-am în clasă ca elevi de liceu pedagogic și devin la rândul lor învățători. Să înțeleagă că dacă nu se pot dărui, așa cum ai spus Ioana înainte, dacă nu te poți dărui cu tot sufletul meseriei pe care o faci, mai bine alege altceva care să te... Lăsăm jos și mergem mai departe. Cum se numește mama? Loredana, Narcisa Loredana. Și cum se numește tata? Marius. Ai frați? Da, un frate vitreg. Cum se numește? Raul. Bunici, ceva? Mai amintim? Da, mai am un bunic. Eu sunt bunică, cum să nu amintiți bunicii? Ioan, îmi cheamă, Nicu. Așa. Și atât. Și pe cine mai ai tu așa de suflet? Pe cine iubești tu așa și porți așa lângă tine în suflet, așa, o prietenă, un prieten, o... În primul rând, din familie, pe unchii și mătușile mele. Hai să-i salutăm! Unchiul meu Bogdan și mătușa așa? Mea Alina, împreună cu vărul meu Andrei, de la București. Așa. Și mătușa mea Dana și vara mea Rohana, din Germania, care, deși îmi sunt departe, mereu vor fi aproape. Aproape în sufletul tău. Are emoții, dragii mei, și normal. Doamna inspector Cristina Cornea scrie așa: felicitări din toată inima pentru emisiune Luminița Hurgoiu. Este un profesionist desăvârșit. Sunt mândră că am o asemenea colegă pe care o iubesc și de la care învăț și eu constant. O felicit pe Aisa, suntem mândri de ea. Toți hunedorenii sunt mândri de ea. N-ai cum să nu fii mândră în județul Hunedoara să ai o notă de 10 și unica, au scris-o de ziarele. Mi-a fost elevă pentru scurt timp în clasa 9, îmi amintesc bine strălucirea din ochii ei, e într-adevăr strălucire, o văd aici. Educația aleasă primită acasă și dorința ei pentru cunoaștere, succes în tot ce va, în tot ce va urma. Așa e, Dumnezeu, în tot ce va urma, să-i dea Dumnezeu binecuvântarea și să aibă grijă de astfel de copii minunați. Un alt mesaj de la o altă femeie minunată, tot o mămică, o cunoaștem, Margareta Giurgiu. O salutăm pe doamna Margareta Giurgiu de la Orăștie. Un alt profesor care și-a dedicat viața copiilor și pe care eu îl iubesc, o iubesc și o respect. Felicitări și cu bucurie privesc emisiunea Luminița, doamna profesoară Luminița Hurgoiu este un exemplu de dascăl, de om, este un dascăl dedicat și o bucurie pentru cei care o întâlnim în diverse ocazii. Îți rămâne la suflet. Așa e, dragii mei. Ciprian Drăgan ne scrie: felicitări, îl salutăm pe domnul Drăgan, mulțumim pentru aprecieri, share-uri și susținere. Enea Vasile, felicitări, bună dimineața, băneasă fiuța, felicitări, felicitări de la Constantin Pandia, de la Hunedoara, bună dimineața, oameni dragi, cu așa profesori, copiii noștri mai au o șansă. Multă sănătate și putere de muncă în continuare, nu doar profesori, salutăm și pe instructorul de la Hunedoara, Enea Vasile ne-a scris, uite, sunt oameni care fac lucrurile diferit. Și ne dau o speranță că ei, tineretul de astăzi, viitorul de mâine, nu e așa, țara asta nu mai are tineri, nu mai are viitor. No, eu m-am hotărât să duc această provocare până la capăt și să demonstrez că tinerii ăștia fac lucrurile foarte diferit și că țara asta are viitor. Și nu are viitor că avem neapărat tineri minunați, pentru că încă în sistem mai există oameni ca doamna Luminița Hurgoiu, ca Ramona Oltean, care Ramona încă mai repede decât noi, până nu s-o da legea, pune părinții la școală, pentru că alături acolo la step by step ați văzut că părinții au o implicare importantă. Da. Și că țara asta până la urmă poate să facă, în țara asta lucrurile se pot face diferit. Nu cred că mai avem foarte mult din emisiune, nu o să reușim, 10 minute îmi spune Rosi, așa se întâmplă la noi la Dale Dimineții, trece timpul, uite așa, și nu reușim să vorbim despre toate. Regina Maria, până ce face, da, Regina Maria, colegiu, vreau să vorbim un pic despre această școală. Aici în Deva, eu nu sunt deveancă, nu sunt hunedoreancă, vin de la Săbeș, am făcut școala acolo, o să țin minte toți profesorii aia care m-au crescut, pentru că am realizat în momentul în care am făcut emisiunea
că de fapt toate cunoștințele îmi vin de la cei oameni minunați, dragii mei, care m-au crescut acolo la liceul din Sebeș, Colegiul Național Lucian Blaga astăzi. Liceul pedagogic e o școală, eu zic aici la Deva, sunt fabrici de talente, le zic eu, și Regina Maria, și liceul sportiv, și Sigismund Toduță, mi se ridică pielea pe mine, și Decebalul, Colegiul Național Decebal. Aici se fabrică talente. Eu nu știu, eu atâta aglomerație de deșteptăciune și talent pe metru pătrat, fără nicio glumă, o luăm din... păi tot aduc copii, ba de la liceu, ba de la Palatul Copiilor, ba de la Decebal copiii ăștia ne... Ba de la Hunedoara, da, vorbim de Deva, la Hunedoara e altă poveste, că acolo nu mai... Da, ajungem și la... Rămânem aici, atâta deșteptăciune și talent în copiii ăștia pe metru pătrat. Și chiar revin olimpicii de la... Ca să înțelegem și o să venim cu exemple. Nu o să-mi ajungă emisiunile. De Dumnezeu sănătate la Corina, să ne mai țină Hunedoara 1 TV, să putem să vedem acești copii. Regina Maria, rămânem aici, pentru că ați fost mai rar prezenți aici la mine. Mea culpa. Copiii acolo... Lucrurile se fac diferit, pentru că dumneavoastră, în momentul în care educați, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, în momentul în care educați un tânăr acolo la rând, automat educați generații viitoare. Nu știu cum să zic. De viitori. Dumneavoastră, da. Practic, acolo schimbați viitorul. Da. Eu așa văd lucrurile, da. Privind din afară. Greșesc? Da. Nu, deloc. Deloc și eu spun permanent lucrul acesta. Aceasta este o școală unică. Da? Liceul pedagogic, da? Colegiul Național, cum se numește acum, Regina Maria, dar liceul pedagogic este o școală unică. Odată este unică în județ, da? Și prin ceea ce face este unică. Noi nu suntem o disciplină de nișă, așa cum se încearcă să se spună, ci dimpotrivă, prin faptul că pregătești viitori dascăli, tu de fapt pregătești un viitor. Un oameni printr-un dascăl vor fi formați zeci de copii, zeci de personalități. Cred că omul de bază în educație va fi acest învățător, educatoarea care preia copilul de la naștere, că acum educația timpurie așa pune problema, de la cât mai devreme să intre în sistem educațional, și îl conducem apoi până la finalizarea unui învățământ obligatoriu și alege mai departe ce va face. De aceea, personalitatea aceasta pe care noi o formăm în liceu pedagogic este extrem de importantă și impactul pe care el va avea asupra lumii unde merge va fi copleșitor. Ei nu neapărat se opresc să devină învățători sau educatoare. Mulți dintre ei urmează facultăți, devin la rândul lor ori profesioniști în alt domeniu, ori profesioniști în domeniul educației, devin profesori. Sigur că tot ceea ce au pus liceul pedagogic în ei, prin faptul că facem practică începând din clasa a noua, în clasa a noua intră în clase, observă procesul didactic, observă personalitatea învățătorului, văd mulți învățători, văd multe educatoare în fața lor, le observă stilul de lucru, comportamentul, tot ce transmit. Ei vor prelua vrând nevrând de la fiecare dintre ei câte ceva, așa cum am preluat și noi, în mine se regăsesc părți din doamna mea dirigintă, profesoara de pedagogie, dar așa mi-am și dorit. Și devin la rândul lor dascălii care vor pune în sufletul copilului tot ceea ce trebuie. Sigur că ceea ce au ei, dacă încărcătura lor va fi una valoroasă și emoțională, pentru că ei nu pot să fie, tu nu poți să fii dascăl dacă nu ești emoțional lângă copii. Să trăiești tot ce trăiește copilul, să-l simți, să trăiești alături de familiilor, să te bucuri de-a lungul anilor de tot ceea ce îi se întâmplă, nu atunci ești un dascăl complet. Când te duci la școală dimineața cu bucuria că îți vei întâlni copiii și când pregătindu-le sarcinile, asta apropo, gândiți-vă și la clasele de step și la clasele tradiționale, învățătorul se pregătește de astăzi pentru mâine. Profesorul trebuie să facă la fel. Când se duce spre școală, se gândește tot timpul în mintea lui ce va face, ce va avea de pregătit. Și anticipezi ce se va bucura X că îi voi aduce și vom vorbi despre mașinuțe, cât interesant va fi pentru cutare. Deci, un dascăl adevărat este cel care nu poate să se desprindă de viața lui de copii. Noi suntem dascări, asta este meseria noastră și bucuria mea cea mare este că după ce își urmează traseul acesta universitar, toți merg spre calea pregătirii universitare și își doresc, se întorc înapoi la catedră, adică își regăsesc baza, originile. Ei tot aici se regăsesc pentru că aici se simt bine. Își dau seama că a se împărtăși cu ceilalți este de fapt vocația lor. Meseria este vocațională. Iar mai frumoasă meserie decât aceasta de învățător educatoare, eu poate că sunt subiectivă, fără discuție, dar nu cred că este. Fiindcă este meseria care tu
te simți într-adevăr împlinit și prin tine trăiesc următorii copii, trăiesc mai departe prin ceea ce depui în sufletul lor. Nu, avem decât 5 minute, trebuie să mai facem o emisiune cu, pe partea de pedagogie. Abia așteptăm, abia aștept să știți. E doar începutul. Trebuie să mă invitați să vă arăt ce fac elevii aceștia în pedagogie. Să vedeți la ce nivel ajung în clasa 12-a, să vedeți la ce nivel predau. Că eu și aveam pregătite, dar am lăsat-o pe ea să-și aducă pozele ei, pentru că aveam pregătite tot de în clasa lor, pentru că a fost o clasă minunată. După modelul la ISE, gândiți-vă că sunt acolo 29 de personalități. Avem doar 6 poze pe care le-a primit colega mea, Bianca. Eu ieri am fost plecată la Cluj. Bianca, colega mea, a luat legătura cu tine pe Facebook. Iar ele două și-au trimis poze. De fapt, Aisa îi le-a trimis Biancai. Acele poze eu le-am păstrat și am vrut să le dăm astăzi pe post ca să vă demonstrez, dragii mei, că această fată care a luat nota 10 la bacalaureat, unica notă de 10 din județul Hunedoara, e un copil cât se poate și un tânăr cât de se poate de normal, care are Facebook, care cochetează cu lumea, cu internetul. Și zicea Rosi la un moment dat, Rosi, când le-ai pregătite, poți să le dai drumul, pune-ne, povestește, că nu mai avem decât 5 minute și vreau să o întrebăm, deși știm deja, a merge la medicină. Ce sunt, Michael, nu mai vuiește internetul de câteva zile, adică se pune întrebarea așa, ce vrei să te faci când ești mare, nu mai ține, pentru că, mulțumesc, Rosi, un aici copil cât preda. Se poate de normal, care are Facebook, care nu se ferește să se arate lumii, așa în forma ei copilăroasă, pentru că e extrem de copilăroasă, dragii mei, are așa o energie. Bun, am înțeles, vrei să te faci doctor când ești mare. Da. Da. Na, ce să zicem. Îți dorim succes. Mulțumesc. Tu realizezi că toată partea asta de pedagogie peste câțiva ani, urmează 3 ani, 4 ani de medicină generală. 6 de generală și pe urmă așa, 5 de specialiste. Te-ai hotărât aici, pictez copiii pe față. Deci fata are timp liber, dragii mei. Nu știu cum a reușit să ia 10 la bac. Na, nu știm, n-avem cum. Dar o să aflăm, pentru că o să rămânem aproape de ea și o să vedem ce va face în continuare. În 21 am tras-o de limbă la început, are examen. O putem ajuta cu un gând bun și o rugăciune, dragii mei, că dacă noi ridicăm la cer, știți, îi dăm energia aia pozitivă, îi trimitem gândurile noastre bune să intre la examenul mult dorit, dacă e conform planului ei divin, poate nu se știe niciodată care e destinul. Vei fi o pierdere pentru învățământul hunedorean. Posibil. Dar poate va fi un câștig dincolo. Dar tu îți dai seama că vei fi un profesor la un moment dat pentru colegii tăi de la facultate și chiar pentru... Da. Bun. Doctor, de ce vrei să te faci? Te întreabă mătușa, așa, știi? Nu, fata mea dragă, vrei să te faci doctor? Bun. Doctor, de ce? Momentan nu mi-am ales o specializare fixă. Abia aștept să văd ce o să îmi placă, dar sunt orientată oarecum către diabet și nutriție, pentru că și eu sufăr de diabet și cred că aș fi mult mai aproape de pacienții mei. Astfel, îi pot înțelege mult mai bine. E un copil minunat, deosebit, fără cuvinte, jos pălăria, îți doresc succes. Eu nu am amintit, a fost alegerea ei să spună sau nu. Doamna profesoară, doamna învățătoare, doamna inspector, că e și inspector în cadrul ISJ Hunedoara pe învățământul primar. Mai avem, mulțumim pentru exemplu curat dat copiilor noștri, îți mulțumim, Ramona, nu mai pot să citesc toate mesajele, cam ieșit din emisie, ați văzut că deja scrollul s-a... Eu pot doar așa, să mă închin în fața dumneavoastră. O salutăm pe doamna inspector general Maria Ștefănie. Mulțumim mult și noi pentru tot ceea ce faci și felicitări pentru inițiativă și pentru faptul că îți dorești să prezinți astfel de exemple care sunt cele frumoase și modelele care trebuie să rămână pentru copii și pentru tineri.
Noi jurnaliștii nu am avea subiecte dacă n-ați face lucruri minunate și lanțul mâinilor strânse se lărgește și asta e un lucru frumos, aș vrea eu să cred. Fată faină, să-ți dea Dumnezeu mult noroc și sănătate, că restul ai, asta e clar. Educație de la părinți, profesorii și-au pus amprenta. Dumneavoastră nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată și în nume propriu, că mă simt eu așa că mândră că am ales județul Hunedoara. Am spus eu că sunt șmecheră. Mult succes în continuare și celor de la ISJ Hunedoara, colectivului acolo, femei minunate și domni minunați. Îi salutăm și de la Regina Maria. Într-o zi poate o să reușesc să deschid și eu ușa, măcar în vizită acelui colegiu. Mulțumesc! Te așteptăm cu drag în cabinetul de pedagogie. Nu mi-ar strica. O emisiune de la baza, acolo, de la sursă. Și mi-a plăcut, Aisa și-a pus între pozele ei pozele cu predarea. Pentru că asta îi definește pe ei. Deci deja se reprezintă acolo în locul acesta, în locul predării. Dintre pozele pe care le-a ales, cred că mai mult de jumătate, vreo patru, erau cele în care era reprezentată predând sau pregătindu-și materialul pentru predare. Contează ceva, alege să facă. Da. Una a ales să rămână în țară. Asta e jos pălăria. Și mai departe vom vedea, ține de prietenii noștri politicienii, câtă cale îi vor face să se întoarcă în județ. Dar noi ținem legătura, zice Rosi, gata. Rosi, ne vedem luni dimineața, dragii mei, ultimile cuvinte. Vă iubesc. Iubiți și voi, sunt sigură că noi hunedorenii avem inimi mărețe, indiferent unde sunteți pe planetă, că ne vedem în online. Dar marea noastră realizare e să dăruim din iubirea noastră, așa cum am venit cu exemple clare și în această dimineață. Acești oameni minunați dăruiesc acestor copii minunați. Dacă și dumneavoastră veți dărui celor de lângă dumneavoastră o pic de iubire, eu vă garantez că cu ajutorul lui Dumnezeu veți primi zăcit înapoi, așa cum primesc și ei de la copii și de la oamenii care ne urmăresc. Eu pot doar simplu să vă spun, vă iubesc și sper să-mi dăruiți un pic din iubirea voastră luni dimineața cu Nicol aici la Dale Dimineții. Până atunci aveți grijă că e caniculă.